super tare, super calume. Deci, în cele ce urmează, vom urmări și vom cânta, de fapt, împreună un cântecel vesel pe care televiziunea israeliană l-a difuzat. I s-a părut o idee bună și, până la urmă, de ce nu? Că este un cântec interpretat de niște copilași. Dar dacă se întâmplă să aveți copii pe lângă dumneavoastră, vă rog frumos să-i trimiteți la culcare, pentru că acest cântecel nu este un cântecel chiar pentru oricine. Ne uităm doar la titlul acestui clip, ci că anihilați-i pe toți. Televiziunea israeliană difuzează un cântec genocidal. Dar hai să-l cântăm tot ce zic, nu? Și traduce. Da? Că ei cântă pe limba lor, aici este subtitrarea în engleză și eu, gazda dumneavoastră, mă voi ocupa cu traducerea în român. Vedem că, ci că noi suntem copiii generației victorioase. Foarte tare, nu? Hai! Ce drăguț când toamna se așterne peste plajele din Gaza. Bă, au început drăguț, mă. Vedeți și copilașul și nu știu ce-i cu chestiile astea pe cer. Trecem peste. Avioanele bombardează distraction, dar nu în sensul de distracție, hei, ci în sensul de distrugere. Asta cântă această fetiță. Frumos, nu? Continuăm. Hai. Vedem și un avion, vedem și o clădire care se prăbușește în Gaza. Ok. E un videoclip profesionist, da? Cu scene de... Nici nu pot să-i spun război, că ăsta este un genocid, că nu se luptă o armată cu altă armată, ci se luptă o armată cu avioane, cu tot ce ați văzut, da? Tancuri și așa mai departe, cu niște băieți cu calașnicoave în șlapi. Cam așa. Bun. Priviți IDF, adică Israeli Defense Forces, armata israeliană, is crossing the line. Deci trece granița. Deci eu aș traduce chestia asta gen is crossing the red line. Trece linia roșie. Ok. Ia. Yeah. Hai cu dansul. Vedem și militari. Pentru a-i anihila pe purtătorii de svastica. Bă, armata israeliană a trecut granița Ucrainei și se duce după eroi planetarium? Nu pot să cred așa ceva. Că naziști n-au cum să fie palestinienii, că ei n-au avut nicio treabă cu al doilea război mondial, cu toată dragostea. Da? Acum nu putem, chiar dacă suntem poporul ales, să-i arătăm pe toți cu degetul și să îi facem naziști. Că, na, n-are nicio logică. Dar ce să știe copiii ăștia? Voi credeți că ăștia au învățat istorie, sot, au doctorat în istorie? Nu, ei cântă ce văd pe promptere. Bun, na, ce pun pe promptere părinții lor. Hai! Și acum, da, vedem un tank care trece printr-un oraș în ruine, oraș din Gaza. Mai vedem și alte scule de lupte. Noi ce vedem aici? Aici pare a fi un individ, da? Dacă mă înșel eu, vă rog să nu îmi reproșați chestia asta. Acest individ din imagine va fi anihilat cu o bombă cinstită, probabil americană, ia să vedem. Ia, da, era o persoană, se vedea cum mergea și n-a mai fost acea persoană, luptă dreaptă. Da, era un terorist, desigur, ce putea să fie. Se vedea foarte clar din imagine că e un terorist. În alt an, cântă copilașii în continuare, da, vedem și o chitară frumoasă aici, frumos, detalii, tot ce trebuie. Nu va fi nimic acolo. Aha. Deci oamenii au spus, radem Gaza de pe suprafața pământului. O manipulăm cu buldozerele. Și nu doar cântă despre asta, ci asta chiar fac.
Da? Și nu de azi de ieri și nu doar după 7 octombrie, e treabă mai veche. Bun, continuăm. Hai, hai, cu cântec. Mamă, de ce merge așa greu? Și ne vom întoarce în siguranța caselor noastre, cântă copilașii. E, uită să menționeze că e foarte probabil ca acele case să fie ale lor acum, dar în trecut să fi fost ale indigenilor, palestinienilor. Da? Dar, hei, voi știți că părinții lor sunt mari coloniști. Ce înseamnă să fii colonist? Să te duci pe un teritoriu care nu ți aparține și să iei terenuri și, în cazul de față, și casele. Da? Știu și prietenii noștri, actualii americani, tot așa au procedat și ei, au luat teritoriile populației indigene, nu le-au mai luat și casele pentru că ei aveau niște amărâte de corturi și nu le-au trebuit, nu? Și au făcut ei case mai ca lumea din scânduri. Da, și similitudinea continuă dacă stăm să ne gândim, da? Așa cum colonizatorii americani, să le spunem, i-au băgat pe indigeni în rezervație, la fel și colonizatorii sau coloniștii israelieni i-au băgat pe indigenii palestinieni în rezervația numită Fâșia Gaza. Și nu numai, că avem și West Bank. Ok, da. Deci, pe bune, i-au împins pe palestinieni, unii dintre ei au emigrat, da? Au ajuns chiar și în Occident și acum când fac demonstrații, știți ce fac? Scot niște chei ruginite și le arată așa, le zdrângăne. Și probabil mulți dintre voi nu știți care e treaba. Păi treaba e următoarea. Deci, când începea câte un masacru de ăsta, civilii se evacuau și ce face un om care are de gând să se întoarcă după ce se termină luptele? Păi își ia ce are de prin casă, strictul necesar, și închide ușa cu cheia. Numai că atunci când s-au întors, în primul rând n-au fost primiți la graniță. Au spus, a, ați plecat. Ha? Ce drăguț, țeapă. Da? Și casele lor au fost preluate de niște israelieni, de toată isprava, da? Care, fiind gospodare, le-au dat și o bidinea, le-au făcut curat, practic. Și fraierilor, nu mai zdrângăniți cheile alea, pentru că israelienii au schimbat ialele, să ne înțelegem. Continuăm. Am luat o pauză cam mare, o paranteză cam lungă, dar merge, hai! Ați văzut soldați, ruine în spate, ce drăguț! Ia uite, within a year, deci într-un an, deci au și un termen, da? De realizare a obiectivului, obiectivul fiind we will annihilate everyone, așa, ce se va întâmpla? Ce bine am intuit, da? Ei vom anihila pe toți palestinienii și ne vom întoarce la cultivarea câmpurilor noastre, care de fapt sunt acum ale lor, da, înainte au fost ale palestinienilor. Da? Și probabil când fac muncile câmpului, ei și îngrașă respectivele câmpuri cu, cum să spun, cu rămășițele palestinene pe care le-au anihilat înainte, da? Bun, continuăm. Nu vă place cântecelul? Foarte tare. Repet, s-a dat la televizor în Israel. Tare sau ce? Eu zic că e tare. Copilașul! Ia uite mă și tractorașul, mă, agricultorii dragi de ei. Bine, pe lângă tractorașul ar fi trebuit să vedem în fundal și buldozerașul care a nivelat înainte treaba, da? Știți că ăștia sunt mari. Buldozeriști. Da? Să știți, ei, de exemplu, când se luptă în oraș, nu stau, bă, trecem printre clădiri, că poate dă unul cu o piatră de la o fereastră din dreapta, unul din stânga, nu. Ei bagă buldozerele și nivelează tot. Da? Nu au problema, ei nu trebuie să o ia pe stradă. Nu. Nu. Nu, nu, nu. Ei fac întâi câmpie acolo, o câmpie de molos și merg pe unde vor ei. Da, am spus ceva de aruncat cu pietre? Da. Știți care e pedeapsa în Israel pentru aruncatul cu pietre? Până la 20 de ani de pârnaie.
asta în situația fericită în care ai parte de proces. Și oricum, dacă ai parte de proces ca palestinian, judecătorul va fi israelian. De ce? Deoarece Palestina nu are judecător. De ce? Pentru că nu are stat. Ăsta este și motivul pentru care nu are armată. Bine, iau ceva, o încropeală de armată acolo, dar Palestina nefiind stat, ăia nu sunt numiți armată, ci sunt numiți teroriști. Da? Deci, care e situația? Mă scuzați că deschid această paranteză. Sunt de fapt două armate care fac același lucru. Adică deseori ucid civilii celeilalte părți. Numai că unii se numesc teroriști pentru că nu au niște inițiale gen IDF, da? Deci nu sunt armată oficială, ok? Ceilalți sunt, cum să spun, luptători împotriva terorismului, doar ce ei au armată, că sunt șmecheri, da? Da, și apropo de ce spuneam cu procesul, că mă întorc, dau dintr-una în alta, știți că în Israel există și așa numita detenție administrativă. Adică e un copilaș, îl bagi la pușcherie, da? Fără proces, fără nimic, deci fără procuror, fără un judecător care să dea cu ciocănelul și stă ăla la pușcărie ani buni de zile, fără să știe de ce a fost băgat acolo, pentru că nu este acuzat de nimic. Da, și devine un mândru adult în pușcăriile israeliene, unde sunt absolut convins că este tratat cu blândeț. Vedeți și cântecul ăsta. Vă sugerează multă blândețe, nu? Dar hai să continuăm cu cântecel. Hai mă! Vom fi amintiți de toată lumea, da? Vom fi ținuți minte de toată lumea pentru genocid, bănuiesc. Da, că știți care e treaba, bă, băieți. Acum eu aș sta și m-aș gândi, sigur, sigur, îi rezolvați pe aia din Gaza, așa cum cântați în acest vesel cântecel, dar sunteți între niște miliarde de musulmani care și ei își vor aminti de faza asta. Și la un moment dat, cine știe? Bun, e absolut logic ce spun eu, nu? Poate nu mâine, poate nu peste o lună, poate nu peste două luni, poate nu peste 2 ani, poate nu peste 20 de ani, dar cine știe? Da, noi suntem cei drăgălași și puri. Da, de acord, sunt și drăgălași, priviții, o grămadă de drăgălași, așa, și sunt și puri, că practică purificarea etnică. Deci, de acord cu ei. Așa? Hai! Da, da, e cu smiorc, mă, e cu smiorc. Mă, aveți și voi pierderi? Păi e normal să aveți pierderi, deoarece voi sunteți o forță de ocupație, iar ea sunt practic niște sclavi. Și de-a lungul istoriei, întotdeauna, sclavii s-au revoltat. Și când s-au revoltat sclavii, a ieșit cu vărsare de sânge. Da? Și niciodată, asupritorii sclavilor nu au câștigat. Deci, știți deja ce vă așteaptă, dar voi continuați. Cântați! Da? Nu ne vom lăsa niciodată inimile să uite o prietenie ca asta. Zdrang, printre imagini cu tancuri, avioane bombardând, nu știu ce, brusc apare o prietenie. Prietenie cu cine? A, o fi cu marele licurici, da mă, cred că așa este, da mă, cu poporul cu care se aseamănă, da, cu ceilalți coloniști de peste ocean. Așa e, da, sunteți prieteni. Și, da, cine se aseamănă se adună la oaltă și genocidează, cred că ăsta este verbul. Hai. Ia uite și niște pisii de TikTok, mari luptătoare, da? Mă rog, pe videoclipuri de propagandă. Ia uite, iubirea sfințită cu sânge. Ce drăguț, ce popor blând. Ah, depus la rană, practic, da? Ia uite, au băgat și un băiețel, că erau prea multe fetițe. Mergea și un băiețel, da?
da? Ia niște soldați, pașnici ei, voi vă veți întoarce, prietenii probabil, și veți înflori printre noi. Nu știu, prietenii nu mor că sunt americani. Bă, la ce prieteni? Or fi prietenii palestinieni care se vor întoarce și vor bântui sub formă de fantome. Probabil asta este. Am înțeles, ok? Hai, imagine. A, uitați. Da, cu mâna dreaptă se face. Cu mâna dreaptă și cu mâna dreaptă mai întinsă, că văd că asta este ideologia. Bun. Și pac, pac, și buf, buf la clădire, prietenie și niște antiteroriști, desigur, da? Care se duc să fugărească pe unii în șlapi și pe mobre, cu elicopterașul, bravo! Vedem aici ceva bombardamente, probabil, ok. Noi acum am rămas fără cuminte, spun copilașii, păi asta e. Eu zic că a spus destule pe parcursul a unui minut și ceva de cântec, a spus destule. E ok să rămâneți uneori și fără cuvinte, ia. Iarăși bocesc, mă. Iarăși sunt cu smiorc, mă. Sufletul nostru nu doar cântă, și ce frumos cântă, ci ce mai face? Genocidează, zic. Ia. Dar astăzi și luptă. Deci, cum spuneam și eu, și vedeți cum țopăi așa, da? Cine nu sare, ia condamnare la pușcărioare 20 de ani pentru că a pus mâna pe piatră. Sau pentru că ni s-a părut nou că se uita cu ochi galeși la niște pietre pe caldară. Și iar o bubuială, iar pac-pac, iar bubuială, nu-i frumos? Și iar soldați. Da, nu îi vom opri, nu ne vom opri pentru a ne proteja locuințele, am stabilit locuințele ciordite de la palestinieni, cu tot cu pământuri. Nu vom fi tăcuți, eu văd că cântați, cântați, cântați și propaganda, nu tace, nu tace, nu tace. Eu zic că sunteți chiar gurali. Și vom arăta lumii genocidul pe care îl comit. Da, exact. Cum astăzi ne vom distruge inamicul. Și acum urmează ceva alert. Bănuiesc cu multe bubuieli. Ia. Bum, ia, uite frate. Ia. Carpet bombing. Carpet bombing, mâncați așa. Frumos. Opa, s-a mai dus locuința unui necredincios sau mai multora, că hei, ăștia sunt foarte aglomerați acolo în pușcăria gaz. Și vom fi amintiți de toată lumea, cum spuneam, și de musulmani, să aveți încredere de chestia asta, sunt convins, așa? Da, exact, acei drăgălași și puri. Nu ne vom lăsa inimile negre, mă rog, inimile, să uite o prietenie ca asta și la prietenie vedem un tank, vedem un vas de război, presupun, da? Hai un avion, hai un avion! A venit și porumbelul păcii! A, uite, vedeți, sunt previzibil. Așa sunt propagandiști. Da? Iubirea sfințită cu sânge, ok? Da? Se vor întoarce și vor înflori printre noi, bla bla bla. Și iar aparate de luptă, iar pac pac și iar pac pac. Și ironia, bă, deci dacă nu ești și fudul, parcă nu ești genocidar destul. Acest cântecel vesel se numește Cântecul Prieteniei 2023. Cred că e un... la americani. Cred că asta vrea să fie. Da? Că bombele alea care explodează, avioanele alea care decolează, sunt americane, nu? Că doar nu le-or fi achiziționat de la Putin. Așa. Încă o puicuță de TikTok.
încă un turn care părea, da, că este undeva, păzește o pușcărie, ok, și vedem că totul e profesionist, cu producători, cu tot ce trebuie. Bravo, băieți, bravo! Fii mea scârbă de naziști ăștia. Ok, cei care ați ajuns cu vizionarea până în acest punct, mulțumirile mele, mulțumirile mele și celor care mă susțin pe Patreon sau din postura de membru al canalului Noaptea Minții. Și nu uitați de like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și hai cu toți la comentarii. Să cântăm și acolo, nu?